Accident grav în această dimineață pe DN2 E85 în curba de la intrarea în Mărăcine dinspre Gura Călnăului. Șoferul unui autoturist Skoda înmatriculat în Suceava, care circula dinspre Râmnicu Sărat spre Buzău, a pierdut controlul volanului pe fondul carosabilului umed. S-a izbit în parapetul de pe marginea drumului și s-a răsturnat. Imediat, conducătorul unui autocamion înmatriculat în Vrancea s-a oprit pentru a veni în ajutorul victimelor. Din păcate, un autoturist Ford înmatriculat în Buzău, care venea dinspre Râmnicu Sărat, a ieșit în decor în aceeași curbă și a izbit în plin grupul de 6 persoane care încerca să repună pe roți Skoda din Suceava. Cel mai grav a fost lovit șoferul autocamionului, care a decedat după o oră la Spitalul Județean Buzău. Aici, în localitatea Gura Călnăului, s-a produs un eveniment rutier în care 5 persoane au fost accidentate. Un autoturist a derapat datorită vitezei neadaptate în curbă, a intrat în coliziune cu parapetul de pe marginea drumului și momentul în care un autoturism care circula în aceeași direcție de mers, Râmnicu Sărat către Buzău, l-a acroșat pe acesta. Din acest eveniment au rezultat 5 victime. 5 persoane au ajuns la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Buzău, șoferul autocamionului care a decedat, 2 femei din Suceava din prima mașină avariată și alte 2 persoane. Una dintre femeile din Suceava, în vârstă de 47 de ani, se află în stare gravă. Șoferul vinovat de producerea accidentului cu victime are 35 de ani, este deloc din Bacău, dar locuiește la Zărnești, în județul Buzău.